După ce am citit romanul dumneavoastră, mi-am pus întrebarea cum creați magia asta, cum de reușiți povești atât de captivante. Că întotdeauna geografia e, în scrierile dumneavoastră, de o mare precizie. Dacă mă duc în New York, cred că pot să mă iau după romanul dumneavoastră și să mă orientez acolo. Cu, cu toată ne că New Yorkul s-a transformat, povestea începe, romanul începe, vă bat aduce fericirea cu 100 de ani în urmă și New Yorkul e cunoscut pentru faptul că se transformă în continuu și oamenii care au copilărit acolo uneori nu-și mai recunosc pentru că pământul e scump și se construiește enorm de mult, dar de fapt un loc pe care l-ați mai recunoaște este ghetoul emigranților, unde începe povestea, care începe la 1 ianuarie 1899, în acest ghetou, cu o sute de mii de emigranți europeni atunci, plecați din Europa de foamete, de, pentru că erau urmăriți evrei din Rusia, pogroamele, de foamete, irlandezii, italienii, și care stăteau în acel ghetou care se cheamă și astăzi încă cartierul Lower East Side, unde astăzi stau foarte mulți artiști pentru că prețurile sunt încă oarecum acceptabile. Acest lucru l-ați recunoaște pentru că mai sunt acele clădiri, blocuri de 3, 4, 5 etaje, în care erau băgați toți și trăiau într-o în camere îmbăxite și mureau și se iubeau și aduceau copii pe lume și lucrau în acele apartamente. Acest lucru s-ar mai recunoaște. Julian Barnes povestea că atunci când s-a angajat la revista New Yorker, acolo existau niște editori care îi verificau cu acribie articole pe care le scria și într-unul din articole sale povestea un vis în care un unchi al lui vorbea, iar editorii au verificat și visul, dacă chiar putea să aibă visul ăla, că vă spun... nu exista. Ok, vă spun o anecdotă. Sau încep altfel. Pentru mine a scrie un roman înseamnă a descrie o epocă, un timp. Și a descrie eroii romanului ca copii ai timpurilor lor, făcând tot ce e posibil ca să supraviețuiască. Unii devin eroi și merg spre bine, alții devin ticăloși Um, și uh, fac rău. Este o decizie proprie, o responsabilitate. Eu descriu într-un roman, am încredere în descriere, deci nu pretind. Arăt cum uh, acest băiat, la începutul cărții, uh, care va fi mai târziu bunicul protagonistului, cel care povestește povestea, uh, acest băiat se află la 1899, pe un frig uh, crâncen, în, la 1 ianuarie, se află în portul din New York. Um, și de, pentru a descrie acest lucru, trebuie oarecum să-mi dau seama care, uh, care era culisa vieții sale, cum trăia în ghetou. Um, și am mers chiar așa de departe încât am dorit să aflu cum era vremea la 1 ianuarie 1899. Mm, poate fi văzut ca ceva, ca un surplus sau nu? Pe mine m-a ajutat. Uh, există date meteorologice în, int în internet care merg până prin 1870 și în ceea ce constă cu asta de, de Est a Americii, dar și New Yorkul. Lipseau însă aceste luni de zile. Nu există. Am intrat în contact cu meteorologi din New York, care nici ei nu au găsit cum era și a trebuit să devin membru la New York Times. Am plătit, o, am plătit suma de bani și am găsit articolul de pe 1 ianuarie 1899, Marea deschidere a romanului acest băiat care stă la portul din New York de pe East River, sunt două râuri, Hudson și East River, și se uită cum nava orașului New York scoate morții din ghetou înghețat și în acea zi sunt morții de copii emigranților. Și am găsit un articol în care scria cum cu o zi înainte, deci de revelion, intrase un vânt puternic, un viscol și o zăpadă imensă care acoperise străzile și avenue uh, orașului New York. Și atunci am știut că scena, scena de intrare în roman sau de deschidere, uvertura, este albă, este frig, este ger și că acel băiat este amenințat pentru că în Ghetou se murea de toate, de tuberculoză, de holeră, apa era contaminată, laptele, de foamete, de violență și știam că acel băiat care stă acolo și care e un băiat de stradă și vinde de ziare, este amenințat nu de toate aceste lucruri, ci pur și simplu de, de, de vreme, deci de, de frigul care era acolo. Și el, uitându-se spre navă, unde sunt dus copii de vârsta lui, fiind un copil al timpurilor sale, și el, cum am spus, decide că el nu va ajunge niciodată pe acea, pe acea navă și va face totul, chiar și lucrurile cele mai groaznice, pentru a nu ajunge pe acea navă. Deci aceasta a fost cum a deschiderea la șah sau scena inițială unde am vrut să aflu cum a fost vremea pentru că la New York poate fi și cald. Sunt două locuri în care se desfășoară uh, în prima jumătate a romanului acțiunea uh, și în amândouă râurile sau mă rog în, în New York e East River în uh, Asulina este Dunărea amândouă râurile să zic așa sunt un fel de apa sâmbetei. Își poartă sunt ape impure, își poartă morții. E un izomorfism al. Este unul din. Deci, într-adevăr, acțiunea romanului se întâmplă precum universul celor două persoane care se întâlnesc, Ray și Elena. Elena vine din Delta și Ray din New York. Se întâmplă în America și în România. Și avem câteva paralelități, printre care și aceasta a râului, a fluviului de care vorbiți. Um, și uh, sunt două râuri, dar râurile uh, aduc și viață. Uh, permit oamenilor să se hrănească, îi spală. Uh, râul poate să aibă, și are, uh, permit oamenilor să facă comerț pe el. Uh, sute și sute de ani erau râurile cele mai importante și Marea. Uh, și în același timp aveți dreptate da, duc și impurități uh, deci este într-un fel pentru mine și un roman al uh, al râurilor, al, uh, al apei care e benefic sau malefic depinde cum vedem în uh, miturile antichității râul despărțea tărâmul celor vii de tărâmul celor morți și treceai dincolo cu barca acolo unde după aceea erai pierdut uh, în tărâmul morților deci râul poate să unifice, dar poate să și despartă, desigur, cum și Dunărea era o graniță. În toate romanele dumneavoastră am înțeles că aveți tema aceasta de dezrădăcinării, a căutării identității, a imigrantului. Parcă în romanul acesta bunicului rei chiar nu are niciun fel de identitate și și asumă tot felul de de identități, e o evoluție în, tem, în această temă. <gânt> da, aveți dreptate. Acest băiat care e ceea ce americanii spun streetwise, deci are înțelepciunea străzii, va supraviețui la totul, la orice frig, la orice foamete, este un oportunist. El își crede, nu știe de unde vine din Europa, trăind în ghetoi, cunoaște pe italieni, știe italiana, cunoaște pe evrei din Galicia și Rusia, știe Yiddish, îi cunoaște pe irlandez și știe engleza Irland irlandezilor și își improvizează viața, trebuie să supraviețuiască, trebuie să mănânce și când o mamă irlandeză îi dă de mâncare se cheamă Paddy și îi povestește exact ce vrea să audă ea viața lui în Irlanda și când o mamă e italian că se cheamă Pascoale și povestește viața italiană. Deci este un emigrant gol dezgolit de totul oportunist cum și eu și tatăl și mama mea am fost într-un fel oportuniști când în 1982, trecând din Italia spre Germania cu mașina noastră Dacia amărâtă, încărcată vârf, am dormit o noapte în Zürich și am hotărât să rămânem acolo. E acel oportunism a emigrantului care își caută un loc unde să poată trăi în siguranță, ceea ce pentru mine înseamnă și în și am rămas acolo. Povestea de dragoste cu Elveția sau cu a doua țară, cu, a doua, cu al doilea acasă, se creează după aceea. Prin implicarea în viață, în societate, prin faptul că societatea te acceptă și îți deschide brațele, ceea ce s-a întâmplat cu mine în Elveția. Deci mi-am creat un al doilea acasă. Așa și el trebuie să trăiască acolo unde este și să aibă grijă, fără să știe de unde vine. El spune, la un moment dat, poate am căzut de pe lună. Nu are nici tată, nici mamă. Acum, prin toate romanele mele este acest fir roșu, într-adevăr, care conduce, pe care nu l-am creat ca tehnică, ci se creează atunci când îți rămâi foarte aproape de tine și față de tema vieții tale. Primul meu roman s-a chemat Vremea Minunilor și povestea despre tata, mama și fiul, tatăl meu, mama mea și eu, plecând din România spre o viață mai bună. O odisee a tatălui cu fiul în 76, tatăl meu cu mine am ajuns la Roma, de acolo la New York tatălui meu, tatăl meu și-a dat seama că visul american nu va deveni realitate pentru el. Am trăit într-un Brooklyn urât, violent, murdar și a plecat cu mine înapoi, în spatele cortinei de fier. Deci ne găseam în 77, cu o lună înainte de cutremurul mare, din nou în fața ușii de la blocul de pe strada gării din Timișoara și sunam la ușa mamei care a deschis ușa și a rămas perplexă. A doua oară, cu cinci ani mai târziu, a fost plecarea toți trei, Rămânând în Elveția. Motivul nostru era boala mea. Deci aveam un motiv clar, singurul care mai putea să ajute ceva ca să ieși din, din totalitarism. Descriind această, în această carte dorința unei familii mici, un nucleu de societate pentru o viață mai bună, eu considerând că deci este întotdeauna vorba de o viață mai demnă. Ce înseamnă asta? Să nu să nu ți fie frică și să nu uh, și să nu îți fie foame. Cele două mari uh, dimensiuni existențiale care de fapt țin lumea în mișcare și în ziua de astăzi cu uh, valurile de migrație spre, spre Europa. Uh, prin acest roman sau după acest roman am avut de fapt uh, acest cordon roșu prin toate cărțile mele Zaira, maserul lor, Iacob se hotărăște să iubească. E întotdeauna vorba de faptul că eroii mei, sau omul în general, este periclitat, este o specie periclitată, întotdeauna vine o catastrofă, o foame, te vine armata roșie, când Iacob se hotărăște să iubească, trece prin Banat spre Berlin și ia pe toți nemții, inclusiv pe Iacob, care se hotărăște să iubească și nu să urească și vrea să-l deporteze, dar el supraviețuiește pentru că are această capacitate să iubească și este iubit de alții care îl ascund. Maserul Orb, un personaj incredibil din, de lângă Arad, care avea o bibliotecă de 30.000 de cărți, fiind orb și le citise cu ajutorul oamenilor. Deci, în cele din urmă, este vorba de reziliența umană, de capacitatea de a exista și de a supraviețui în pofida primejdilor și de a crea civilizație. Iacob se hotărăște să iubească, Iacob și în ar fi în germană, arată cum au venit cu 300 de ani în urmă familia lui Iacob, în câmpia bănățeană, venind din Alsacia și Lorena, marea emigrație spre est atunci, în căutarea unui pământ unde să-și poată facă o casă, să facă un sat. Au venit pe Dunăre, dacă nu mureau în Dunăre, mureau în câmpia bănățeană pentru că existau multe boli, și au ajuns și au creat acele sate care, și în casă, se găsesc în jurul timijorii. Oameni din vestul Europei, pentru că dorința fericirii, proiect, proiect, proiectarea fericirii se găsea spre, vest, spre est și nu spre vest ca acum. Uh, și acest lucru îl descriu prin familia lui Iacob pe o perioadă de 300 de ani. Uh, mm. Deci, e vorba de reziliență, de căutarea acelui loc în care să trăiești în siguranță, cu toate că eroii mei, desigur cum au găsit un același loc, cum îl pierd iară. Este foarte greu să îl ții pentru mult timp și trebuie să ți-l construiești tot timpul, aproape zilnic, să lupți pentru el, că este politic, că este economic, că este social, că sunt prieteni, că este literatura pe care vrei să o faci ca să nu muțești în emigrație, să nu amuțești, că vrei să fi un om politic, deci să te dedici politicii. Nu mă refer la politician, mă refer la a gândi politic și a te implica în viața socială. Egal, important e acea reziliență de a spune am o demnitate și vreau să creez ceva. Încă ați început un serial pe site-ul 2CV despre, despre București uh, și, și scrieți că. Ca în vremurile totalitarismului, Bucureștiul este pe punctul de a se transforma în fantomă în anumite zone. Durerile, durerile fantomă sunt tot mai acut resimțite. Și în articolele acestea aveți, vedeți Bucureștiul ca lipsit de memorie, lipsit de. Uh, strang, uh, care a trecut printr-o ruptură, de. Uh, și-a și pierdut identitatea, și-a pierdut, la fel ca. În București tot ca un fel de imigrant Da, da aveți dreptate se, Eventual nu m-am gândit la această chestie Ca un fel de imigrant În propria țară, de fapt <laughs> Ca să știe Cei care ne ascultă Și ne văd despre ce este vorba Am venit anul trecut Cu o bursă la București Aveam o temă O idee Și putea să se întâmple oriunde altundeva în țară Aveam nevoie de o casă De o stradă Impactul cu Bucureștiul, deci ceea ce pentru mine e esențial, munca de cercetare la cărțile mele, care e amplă. Aici a ținut doi ani jumate la bărbatul care aduce fericirea. Când intri în viață și începi să cauți și să fii curios și să pui întrebări și să vorbești cu oamenii și să te uiți, te jur împrejur, minunându-te că ceea ce vezi există și este posibil și văzând frumusețea și urăciunea în același timp, deci această bogăție fără să ca creator, nu, nu, nu dau valori, îți spun cât e de groaznic sau nu, ci adun, adun, ca o prismă care are o multe fețe în care se vede realitatea, nu? Și ajungând la București, am avut imediat, și o anumită stradă, nu voi spune care, și o anumită piață, impactul acela a fost de natură că mi-am dat seama, voi scrie aici despre București, nu aceste lucruri, ci voi scrie un roman. Acțiunea mea o voi muta aici. Mi-am găsit aici. Eu fiind timișorean, deci bănățean, Bucureștiul pentru mine era un loc agasant. Luam mașina și plecam prin țară până anul trecut. Ce până de anul trecut am o relație foarte intimă cu Bucureștiul, fără să-l iubesc neapărat, dar știu atât de multe lucruri pentru că am citit, i-am cutreirat străzile, ceea ce am făcut și în New York pentru bărbatul care aduce fericirea. Și deci asta a fost ideile preliminare. Da, ca, văd Bucureștiu ca foarte contradictoriu. Are părți intime, frumoase, ascunse în spatele blocurilor. Are zone încă puțin pătate, dar are și partea cealaltă și uneori sunt una lângă alta și atunci te doare într-adevăr chiar sufletul. Ale părți care se transformă în fantome, case care cad, nu mai sunt decât puține ani ca să le salvezi, minunății cartiere care au dispărut, știm foarte bine, Uranus, Mihai Vodă, distruse de totalitarism, de voința unei singure persoane, biserici dispărute unde au rămas goluri, biserica Enei, cred se cheamă, din spate de la arhitectură, care a fost distrusă în 77, a fost trasă jos noaptea cu lanțuri, există trei fotografii care arată făcute noaptea, unde acum e numai un gol, care e, un, ca, ca acea durere de fantomă. Acolo e numai un gol, mi se pare, e un cazinou, un grup de copaci, era o biserică, cimitire mutate, zone sate dispărute. Deci am aflat toate aceste lucruri și, da, văd Bucureștiul, așa, ca o parte care dispare, o parte care se transformă într-un mod haotic și care nu este frumos și o parte care încă încă ca reziliența omului are încearcă să încearcă mai departe să existe să se opună a distrugerii. Acordați o importanță are primelor fraze din capitol și ele au o rezonanță o anume și fixează desfășurarea Poveștii care Două lucruri în această privință aveți dreptate, deci cizelez ceea ce scriu, este cizelat, dar pentru mine, care dau valoare și uh, uh, relaționării în viața concretă și limbajului mm -hmm. concret pe care l am, de exemplu, acum cu dumneavoastră, conștientizarea, dumneavoastră mă vedeți, îmi vedeți sufletul și prin ceea ce spun, sigur, și prin gestică sau nu, este o hotărâre aceea de a se arăta. Și am hotărât să mă arăt și mă arăt și prin limbaj. Deci dau o importanță și modului oral de a povesti. Pentru mine, marea literatură din cărți, sigur, e importantă, dar nu e cu totul diferită de acea mare capacitate a unor oameni de a-ți povesti viața și istoria într-un mod oral. Și de aceea nu construiesc totul foarte greoi și fraze, descriu pur și simplu. Văd ca un fel de fereastră, literatura mea, prin care cititorul să se uite și să vadă tot ce este înăuntru, bogăția, și apoi să-și facă el un sens din ceea ce vede. De aceea păstrez limbajul așa de clar și de. nu simplist, nu, dar mai simplu. Îmi place, desigur, am o înclinație spre poezie. De exemplu, romanul Iacob se hotărăște să iubească, începe cu: În orice furtună se ascunde un diavol. Pentru că există gândirea magică la poporul așa zi simplu, că diavolul se ascunde de ochii lui Dumnezeu și creează furtuna. Și în cartea mea este primul, de fapt, sărac, săracul diavol, nu? Iacob, care hotărăște să iubească, e al doilea după aceea. Sau romanul despre care vorbim, bărbatul care aduce fericirea, începe cu fraza, nu știu dacă o citesc bine, fluviul, adică istrivă, fluviul prelua morții, haideți să o citesc, Râul primea morții cu, cu blândețe, ca și cum ar fi știut că sunt niște morți deosebiți. Râul primea morții cu blândețe, ca și cum ar fi știut că sunt niște morți deosebiți. Este East River și sunt copiii ghetoului a emigranților care sunt duși la bordul navei, deci sunt morți deosebiți. Da, sunt foarte atent la prima frază, pentru că ea deseori dă ritmul textului, chiar și muzica. Și coloratura emoțională, de exemplu, maserul Orb, care, după câte mi-amintesc, începe cu cele două fraze, mai exista o sămânță de frumusețe. Atâta timp cât credeam, eram în siguranță. E mult mai melancolic. Chiar la maserul Orb, în aceste două fraze, aproape tot romanul e ca o plantă în sămânță. Cine vorbește, de ce e melancolic cel care, ce s-a întâmplat în viața lui ca să ajungă? La această situație, să creadă că mai există numai o sămânță de frumusețe, deci nu un copac de frumusețe, ci o sămânță. Deci, de ce dispare frumusețea din viața lui? Ce fel de frumusețe? Nu neapărat, sigur că nu e, nevoie, nu e vorba de o frumusețe estetică, ce, vo, de, ce fel de siguranță, la ce ne referim. Deci, în aceste prime două fraze, de fapt, e aproape tot, tot ceea ce apoi se desfășoară. În plus, ca un metronom la muzician, îți dă tactul, tactul îți dă muzicalitate, îți dă coloratura emoțională. Um, Zaira un alt roman de al meu care e la fel de dramatic dar are cu totul altă nuanță începe cu fraza. Prima călătorie amețitoare din viața mea a fost aceea prin mama. Este cu totul altfel da? Ea, ca o poveste de fapt dar foarte dură se petrece pe o de ani între Europa și America. Um, cum ajung la această primă frază? În parte este un mister și trebuie să rămână așa. Eu îmi explic prin acea relaționare poetică cu lumea pe care o am, de care ați vorbit la început, modul meu de a scrie. Nu vine dintr-o pasivitate, nu va veni niciodată dintr-o orbire față de lume, dintr-o lipsă de emoții, dintr-o lipsă de empatie. În contrariu, este lupta pentru mine însumi, pentru a rămâne viu și a ieșit pe stradă și a vedea suferința umană sau frumusețea umană. Un copil sau un cerșetor, un om în vârstă care o viață întreagă a lucrat și îi văd spârciturile mâinii sau a pielii, a feței, corpul transformat de muncă, un copac, o priveliște, un bloc comunist. Important este acest lucru: să fie în un întreg între percepție, emoție și uh, cognițiune, deci gânduri, și motorică, să acționezi, să te implice în viață, să ai ceea ce eu chem această relaționare poetică cu viața. Deci să vezi în spatele sau prin, uh, cum se cheamă, hüle în germană, uh, prin. A, prin prin suprafața pe care o vedem oricum imediat, să treci prin ea și să vezi în interiorul lui. Să vezi un om, să-i auzi vocea și să încerci să înțelegi sufletul. Și dacă faci așa, nu tot timpul, și nu e obositor, e de fapt numai un mod de a fi, la un moment dat poate se creează acea frază care a putea fi, cum am spus, râul primea morții, Râul primea morții cu blândețe, ca și cum ar fi știut că sunt niște morți deosebiți. Se putea spune și alți, altfel. Familiile și aduceau morții la, la marginea râului, și morții erau urcați cu sicriul pe navă, nu? Sună altfel. Unii scriitori care scriu foarte realist și pot scrie și așa, și cei mai buni fac performanță și scriu oarecum bine. Nu este modul meu, deci încerc să creez imagini inedite și să văd dincolo de aparență. Nu. Un mare regizor care, pe care m-a influențat foarte mult, care m-a influențat foarte mult tocmai prin capacitatea lui de a crea niște imagini proaspete, poetice, de o mare frumusețe a fost Federico Fellini. Federico Fellini, care a făcut în, vă dau numai, nu știu dacă Divagăm acum, dar e super. În filmul lui Otoimeza, 8 și jumătate, începe cu un somn uh, claustrofobic al eroului principal, care este într-o mașină, închis, nu poate deschide ușile, începe să dea cu mâinile, cu picioarele, în parbriz, în, uh, și totul se umple de aburul respirației lui. În jurul lui, în față, în spate și lateral, sunt alte mașini din care oamenii se zgâie la el, în tăcere de plină. Dintr-un autobuz ies mâini așa și el se aude numai respirația lui. Cat taie felinii după aceea îl vezi pe acest bărbat care în viața lui se află într-o situație dificilă, este regizor și este într-o blocadă de creație, nu știe ce să mai facă. Îl vezi cum se află deasupra mașinilor și iese ca un Cristos afară cu mâinile întinse din tunel și se îndreaptă spre nori și zboară. Și al treilea lucru, la un moment dat, începe să cadă din nori, și uh, cel care se uită la film vede că e tras de o ață în jos și cade spre o plajă. Și cine îl trage de ață este avocatul lui, ca să-i spună că are datorii și că toată lumea așteaptă să facă noul film. Uh, un alt regizor ar fi putut să facă un dialog în care se povestea acest lucru: Am probleme, nu știu mai. Nu ieșea miracolul și magia lui Felinii care a transformat o situație existențială în artă, în imagini. Deci a descris a descris uh, acea uh, acea dilemă existențială a protagonistului, său jucat de Marcelo Mastroianni. Și acest fi... lucru încerc să-l fac și eu, desigur, prin scris. Aș fi putut spune uh, morții sunt duși în sicrie și luați la bord. Dar nu. Mai bine râul să vadă cum morții sunt duși și să ia și să-i ducă la bord. Deci am avut impresia că mă uit ca, la, ca din râu, dinăuntru apei, mă uit în sus și văd oarecum transformată imaginea prin apă, văd cum aceste sicrie sunt duse la bord, cum mamele încep să bocească, cum crește sunetul bo, acestui bocet care e de o parte ghelic, deci irlandez, pe de o parte yiddish, Evreiesc și italian. Ele erau, ei erau protagoniștii care trăiau un ghetto pe atunci.